La întrevederea cu delegația din Moldova, consilierul secretarului de stat, Hillary Clinton, s-a arătat convins că țara noastră trebuie să se concentreze acum asupra reformelor. Prioritatea are lupta cu corupția, precum și reforma procuraturii și a justiției. Am primit asigurările depline a domnului în vederea atingerii acestor obiective și chiar am trasat și am concretizat măsuri, una din care ar fi fost delegarea în scurt timp, în cea mai apropiată perioadă, a unui magistrat de nivel și calificare foarte înaltă din Statele Unite ale Americii în Moldova, pentru a ne oferi expertiză necesară în aceste domenii. Problema corupției din Republica Moldova a fost discutată și la o întrevedere cu vicepreședintele fondului german, Marshall. All countries, those who have joined the European Union, who have been part of the post-communist world from the Baltics down to Bulgaria, probably one of the most difficult things is the reform of the judiciary. The need to, in a progressive way, really create an independent judiciary, because for people that is very important, that they know when they go to a court, the court is really impartial and can actually work for them. Potrivit barometrului de opinie publică, doar 26% din moldoveni au încredere în justiția moldovenească. În acest an, Parlamentul a adoptat mai multe legi care ar trebui să reducă corupția din sistemul judecătoresc. Noile reforme prevăd demisia magistraților incompetenți, sancționarea abuzurilor, dar și crearea unor condiții mai bune de lucru pentru judecători. Pentru a duce reforma până la capăt, Comisia Europeană e dispusă să ofere țării noastre peste 52 de milioane de euro. În acest an, Moldova va primi deja 10 milioane de euro pentru reformarea sistemului.